bă, doamnă, 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 cum am găsit la un nou vlog, Uleanu, pe acest canal. Sunt singur în mașină și mă filmez tot eu și nu mergem. Vă salută, fratele, bine ați venit la un nou vlog, Uleanu. Băi, încă nu m-am hotărât dacă e daily sau dacă e vlog. Bine v-am găsit la un vlog, Uleanu Forțini. A doua zi de bootcamp pentru băieți și trebuie să filmăm. Și cred că o să facem daily în fiecare zi. O să fie o perioadă de asta de 2 săptămâni de daily-uri cu bootcamp-ul. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe dacă ești pentru prima oară pe acest canal. Conacu Oficial pe Instagram, Conacu cu Bifo pe TikTok, urmăriți-mă acolo. Și am și canal de gaming, îl găsiți în descriere acolo, Conacu Gaming. Astăzi mergem în daily-ul ăsta pentru că e la început așa. Hai mă, le facem daily-uri. Că e la început așa, o să facem ceva foarte simplu. Mergem să le cumpărăm mâncărică la băieți. Mergem la un supermarket ceva să le cumpărăm mâncărică la băieți, să vedem ce necesități au. Și după mergem, le ducem, vedem cum e atmosfera pe acolo, vorbim puțin, ne întoarcem, trecem pe la mama, o filmăm un pic și pe mama, că e daily. Și închidem vlogul anul pe seară când filmăm niște foaivem pentru canalul de gaming. Într-adevăr trecem până niște zile mai pline. Ne angrenăm în prea multe și trebuie să le facem pe toate dacă vrem să fie bine ca să muncim, nu? Să muncim, să luăm roade multe. Haideți să mergem la supermarket, băieții, să vedem ce face echipa în a doua zi de bootcamp. Nu uitați să-i urmăriți și pe ei pe Instagram. Am uitat să vă zic acolo de echipa All Stars pe Instagram. În descriere găsiți toate linkurile. Și am mai prins un semafor, deci mai stau puțin de vorbă cu voi, că mie îmi place. Bă, hai să vorbim despre prima zi așa puțin. Prima zi a fost ciudățică așa, că îți dai seama, ne-am găsit unii cu alții, am pregătit locul acolo, a trecut un băiat pe trecere, a zâmbit la mine când m-a văzut cu camera. Băieții sunt super, super, super tari. Îți dai seama, trebuie să ne ia puțin timp până ne înțelegem unii cu alții ca să știm fiecare ce vrea să zică celălalt cât mai puține cuvinte. Și au pus niște reguli, mi-a plăcut de ei cum s-au comportat și sperăm să meargă bine și o să vină semaforul pe verde și eu trebuie să închid partea asta. Sperăm să meargă bine, s-au împărțit acolo care cum doarme, avem programul și v-am zis că tata că e verde. Bun, bă, băieți, am fentat puțin toată treaba și am ajuns la un mega pe Matei Basara, cred că sunt. Ideea mea principală era să mergem pe la un profi, cumva să pun și o camera pe căruț și să mergem, doar mi-am dat seama că băieții mă așteaptă de ceva timp și nu vreau să se supere pe mine. Așa că vă zic repede cam ce am nevoie de băieții ca să știți ce se mănâncă într-un bootcamp sau ce mănâncă echipa All Stars, așa? Și mi-au zis în felul următor, că au nevoie de lapte, cereale, ciocapii, salam uscat, șuncă, cașcaval, ketchup, muștar, miere, pateu de porc, pâine feliată boierească, mă, e All Star, sumă, încă boierește, mă. Conservă de ton, porumb, lămâie, salată, castraveți, roșii, banane, nectarine, pirțici, ferii de vase, spray și cola, plus apă. Au pus apă la final. Deci cam astea sunt necesitățile echipei, băieții, și eu o să... Am înțeles. Nu te înțeleg. Ce trebuia să fie asta? De ce vrei să știi? Cum? Da, documentar. Vrei să facem un documentar și cu tine? Ce? Știu tot. Bun, mă, băieți. Deci, intrăm la mega repede, o să trișăm puțin cu treaba asta. Adică nu o să vă mai arăt căruțul, dar vă arăt la final și stăm mai mult la bootcamp de data asta. V-am zis că să le cumpărăm la băieți tot ce au nevoie. Gata, mă, băieți. A venit șucu. 2 sticle de cola, 2 sticle de Sprite, 4 sticle de apă. Apă, bă, apă să beți, nu cola. Avem aici ciocapic, șuncă, salam, miere, ketchup. Și aici, în asta altă, avem toate fructele, legumele și pâine. Bun. Vamos, sigă, tată. Am la băieți aici tot ce au nevoie. Vamos, mergem să-i vedem pe băieți. Dacă nu câștigă ăștia tot în România, îi spargem cu bătaia. Și voi? Hai în comentariile alea cu spam the star to help all star. Să vă pupă gegosul, băi. Bă, băiatule,
Mamă. Oale, oale. Grele, bă. Ia uite, mă, băieți. Asta mi-a scurs cutul. Mamă. Oale, oale. Hai să vedem ce fac băieții. Să vedem cum îi găsim pe băieții. Mamă. Țigările, colacule. Țigările, tată, că e problemă. Hai, pom. Iarăle. Hai, văd cum țin camera acum. Te țin eu lung. Sunt gata cu flash. Dă-i flash. Dă-i flash. Bum. Uite, bum. Balcon liber pe site. Jos aici sau balcon? Balcon, nu. Smoke, balcon. Smoke. Headshot. Pit. Headshot. Bun, bun. Am lungul. Păi era 2, pune mă, bun. Speed-ui. Speed-ui și mie. Sau? Bun, v-ați prea ebri. Bun, speed-ui. Mie dai grijă, mă. Ebrie. Boa, poate vreau mergi, stai. Nu știu vreau că am auzit pas cu Apple. V-auzi, mă, băieții, v-auzi. I-am prins pe băieții, la mergi, mă? Da. Scuze. V-am adus tot ce vă trebuie, hai că vă las tu gata. Am intrat peste ei la meci. I-am uitat că joacă. De adevăr, ne-am decalat un pic cu timpul. Aveam meci de la 5. Hai să vedem ce fac băieți. Nu prea am semnal aici, că am găsit evenimentul, dar nu știu dacă să nu-i deranjăm pe băieți. Nu am net să mă conectez. Mai am uite cum arată aici la... Vă arăt la net aici. Să lăsăm pe băieții deocamdată, nu intrăm încă acolo. Vlogul trebuie să aștepte ca un meci oficial. E meci oficial, gen nu e prac. Ce de-astea? Bun. Hai să vedem dacă luăm și noi internet. Asta e camera la băiat, la unul dintre, la doi dintre ei. Asta e altă cameră. Noi intrăm fără permisiunea lor, nu intrăm. Da, să sperăm că luăm și noi internet aici. Să ieșim un pic afară. Ce are mă de noi internet? 3G? 3G? Atace pe băieții de la control, hardware are un offangle aici, interesant, dar FNK știi, este foarte bine poziția acestuia, rămâne totuși stima destul de izolat acolo, la necreală elimină sound și avem o rută bună pentru cei de la All-Star, Sarper aici este eliminată, mai care reușit double kill-ul lor, un jur ca la Alex, cu polarul acolo pe alee, nu, la 6 meciuri rămâne deschis și să vedem ce vor face All-Stars în această a doua parte, am început mai greu pentru jucătorii aflați acum în imagine, dar în același timp este loc de comeback. Să vedem cum și le pregătesc controlul pe partea de Tero, ce surprize le pregătesc, pentru că cu siguranță și cu asta. Da, băieții, e 9-6 pentru controlul de pe la half și acum sunt All-Stars pe partea de Tero și se joacă. Sper să câștige. Sper să câștige meciul. Ne rămânem aici un pic și chiar dacă pierde să le ridicăm moralul. Da, trebuie. Băieți, sunt la meciuri. Au, mi se pare că 3-4 meciuri astăzi. Sper să câștige. Nu știu, pe palier vorbim ușor. Și rămânem să vedem dacă putem să vorbim cu ei după meci, dar să nu se ducă meciurile prea târziu. Să dau flash? Vei grea de stânga, bă. Stânga, asta nu dau la tre. Da, spate.
Liberă banana. O da smoke. Și mori. Mori profesor. Sunt aproape, da. White. Fresh. Mori, mă. Nu vă bază. Fresh. Să că ne greu n-am văzut. I-am dat mă loc. Ruine. Rămâi banana, vende, vine cu mine. DJ Boost. Dau molo după la boost. Îți dau ce trebuie. Am dat molo la boost. Am banana. Nu, frate, nu faci stai. Disoc, ce sau? Da. O să fac pic banana. Eu mă ascund, vă să știți. Mă, fac banana? S-a banana s-a liberă, ne. Poți să duci spre ei dacă vrei. E safe, iar. Gohan, Gohan. E safe, safe. Rene. Gohan. Du-te și tu sau. Gohan, că ne avem bala next. Te aștept să poți să-i vene, că eu nu. Aici, că care m-a luat? Bă! Între case! Mă, colare între case? Cabilive? Casă ne-o undeva, grijă! Graveyard, da! Nice! Nu mai am polar, nu? I-a picat să mă pute pe sau? Nu! Bă, n-am auzit nimic în frumate! Bă, puteți să l-ai funecă. Nu, e la meu. Bă, ascultați-l puțin, rămâneți acolo jumate contact, avem om în casă, nu? Da. Eu o să cați focul de larg și voi intrați casă cu short-ul pe contact, să-mi prindeți rezultat. Ok. Mă, short. Cred că e bustat short, sincer. Nu m-ați nimic. Eu am cărat la B, să știți. Da, o spun, mi-ți mic. Da, bă, stai default, stai default. Casa mă arăt. Și stai default. Vă dau flash-uri. Deci mergeți pe stai flash. Veniți pe. Fac eu. Da, să mișu. Ai stai tu? Da, nu pe B. Ai venit ca stai tu? Bravo! Poți să pui pe la armata? Da, poți să... Grimbiar! Pune bombă. Ia. Bravo. Am pus să-l pe bază, bă. Feneca este pe bază. Are feneca bază. Am e bază. Nu mă bază. Bază, speedway. Nu. Nu mă rog. Ola mea era în timp. Bomba de timp. Bravo! Da! Fătu-te în gură, băi, trebuie să te scuzi direct să mă lași amane. Păi da, te dau direct. Ești prost, ești mai prost să lași. Dar da, un trau, dar l-am rătat. L-am rătat. Bravo. Trau direct. Băi, ești pula. Băi, și cât clari m-a luat. Nu să mă ia pe mine somnul, te ia pe mine. Domnul, da! M-a ținut la ședință până la 4 dimineața. Și ce se face? Ai fost o fragră, mă, bătrâne? Cum vedem treaba asta? Putem să vedem aici pe ăsta? Nu. Nu? Nu știu dacă am fost o fragră. Am fost al treilea. Bravo. Bă, v-am luat tot ce aveați nevoie. Mulțumim, acum mult de stai așa. Bă, și ce prostie am făcut, mă? Când am venit aici la 12-12, m-am luat, bă, mi s-a tăiat picele și ce emoție am eu. Am venit la 12-12, s-au morții mei cât era așa spre blând, de-aia de 13. Și m-am dus la mașină să fumez, când tremura picioarele. Și am închis mașina cu cheile nea cu aia. Bă, s-a închis mașina cu cheile nea, ești nebun? Am văzut că ai dispărut, că stăteai la un moment dat. Păi da, pula, mă, și după aia nu te-am impus. Bă, să, dacă vezi ce râdeau aia, ce râdeau aia de când te-ai speriat atunci. Păi, sunt mort, am dormit 2 ore. Bravo, bă, stai să vă dau. Eu acum sunt zombie, ești mă. Nu știu cum am făcut 2 ore. A, nu mă ajută. Cu ce? Singura chestie pe care n-am găsit-o și am scris, dar n-am știut că ești în ești dracu, că m-am bulversat și-o câteam pe cap. Salată, n-am găsit salată de aia fizică, atât. În rest am găsit de toate. Pateu v-am luat 4, n-ai zis câte. Bă, n-am zis că am zis să nu... Păi, dar zi-mi câte, ca să știu. Nu se închide dacă le faci așa. Hai că ți-arăt eu, îți dau eu aici și le iei tu la mână, da? Ketchup, n-a zis de care, dulce picant, am luat și de la și de la. Pula. Uite, ketchup și dulce și picant. Deci, frigiderul ăsta o să cadă pe ăsta, om. Da? Da. Astea sunt bonus după meci, uite primele, bă, să arăt. Ce bă? Ia, după meci. La toți, bă, veniți la prime, bă. Bă, după meci, bă, prima. Vă mergi prima, băiatele. Aia zic.
deschideți bărușa aia. Dar n-am la băieți câte un ciocapic. Bă, băieți, e momentul să plecăm de aici, să-i lăsăm pe campioni, că au bătut primul meci, au bătut primul meci cu cât? Ziceți-mi un scor. 19-17. Zic că ai fost la școală, 19-17. 19-17 pe cei de la Navi sau pe cine? Controlul DP. Îi lăsăm pe băieții aici, urmează următorul meci cu câștigătorul dintre Doxa și Nexus. Bine, voi când vedeți vlogul ăsta deja știți cine a câștigat și știți că am bătut și pe cei care avansează din meciul ăsta. Și așa de final de vlog să-i punem o întrebare la moldovanul ăsta sub acoperire. Băi, ia fi atent, ce vreau să-ți întreb și eu ceva serios, răspunzi? Da. Care ți se pare cel mai bun jucător în momentul de față în România? Cel mai bun jucător? Da. Eu. Tu, mă? Da. Ia, mă, mai... Zi, mă! Bine, eu, mă. Totu? Eu. Păi altul mai bun nu este, că am, luăm altul mai serios, că ăsta văd că a făcut supradoză de mini marțieni. FNK, cine? Eu, mă, clar. Cum tu, mă? Sexe? Eu. Băi. Bă, mă, zice măcar de mine, Sound. Cine, mă, Sound? Ăsta de eu. Da, mă. Urmăriți-ne pe Instagram și dați like și subscribe-ți.